Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje urgente are Universul să îți transmită în acest moment când tu ai intrat pe acest videoclip. Dacă titlul te-a atras sau dacă ai simțit nevoia să intri pe această citire, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Primul mesaj este o lună plină în vărsător care spune despre arată lumii cine ești tu cu adevărat. Ți se cere să spui ceea ce simți, Ti se cere să te arăți fix așa cum ești tu, fără măști, să dai dovadă de autenticitate. Următorul mesaj este o lună nouă în gemeni cu mesajul comunicarea este cheia. Apoi avem relația ta este testată. Până acum este foarte clar mesajul, și anume că în relațiile tale, în general, e nevoie să dai dovadă de autenticitate, să fii tu însăți, fără nicio mască, să spui ceea ce simți, să faci tot ceea ce simți, să te îmbraci așa cum simți, să vorbești așa cum ești tu cu adevărat când ești tu cu tine, pentru că astfel se pare că se poate închega mai mult această relație pentru cei singuri este clar aici recomandat să fiți foarte autentici, să comunicați sincer, să vă comportați foarte autentic și atunci cu siguranță o să apară persoana potrivită, pentru că atunci când porți o mască și vrei să pare altcineva. Siguranța apare o persoană care nu este potrivită. Pentru că uite, ultimul mesaj este așa, o lună plină în rac, cu mesajul o problemă personală își găsește rezolvarea. Este clar aici că ceva se rezolvă pentru tine. Universul are acest mesaj extraordinar de puternic. La baza pachetului avem încă un mesaj foarte important, o lună plină în pești, care înseamnă un sfârșit de ciclu și cu mesajul echilibru între spiritualitate și partea practică. Ok. Să vedem și oracolul numerelor ce spune pentru tine. Avem numărul 35, foarte puternic aici. Simt eu că ești eliberat. Poate să fie un moment norocos pentru tine, dar și o informație care poate să schimbe destul de mult lucrurile. Apoi avem echilibru, deci se repetă acest mesaj. E nevoie să fii foarte echilibrat aici în modul tău de a comunica. Avem numărul 25. Deci, este clar aici o schimbare care apare prin comunicare într-o relație, într-o colaborare. Poate chiar este vorba despre modul tău de a pune o problemă. Și mai avem protecție, numărul 17. Deci, tu ești foarte protejat aici din punct de vedere divin. Și ce mai simt să transmit pentru unii dintre voi este o creștere foarte mare din punct de vedere spiritual, dar văd clar aici și o bucurie. Ok. Să vedem tarotul. Ce mesaje are să transmită pentru tine? Mesaje importante. Avem prima carte, Faetonul, o arcană majoră, o conexiune pentru unii cu Zodia Rac, Văd aici multă mișcare. Fie te afli într-un moment în care vrei să schimbi ceva în viața ta, fie pentru unii are legătură cu o persoană care este mereu pe drumuri, este o persoană energică, echilibrată, dar mai poate să însemne și o victorie pe care o ai. Simt aici că ești prins între două lucruri diferite. Apoi avem valetul de monede. Se pare că tu studiezi această nouă cale, această nouă etapă. Văd aici pentru unii o perioadă de studiu, o perioadă de analiză. De asemenea, pot să simt o prosperitate foarte mare în unele cazuri, însă este ceva la început, deci nu e ceva finalizat. Explorezi aici, uite, o nouă cale. Apoi avem steaua, o legătură foarte puternică aici cu zodia vărsător, dar și o soluție magică care văd eu că apare. Poate să însemne și un noroc pe care îl ai prin faptul că studiezi, analizezi o situație. Steaua poate să însemne aici și faptul că ești protejat din nou, deci se repetă mesajul, ești ghidat, apare o noutate foarte plăcută în viața ta, dar steaua din nou vorbește despre ideea de autenticitate, de a fi tu, pentru că exact acesta este primul mesaj care a ieșit, da? să arăți lumii cine ești cu adevărat. La bază avem un as de cupe, deci noi emoții pe care tu le trăiești, o veste bună care apare, poate să fie și o veste care ține de dragoste, pentru că în unele cazuri văd aici și o nouă persoană care vrea să-și facă apariția în viața ta. Pentru cei aflați într-o relație, poate să însemne și o nouă etapă în această relație pentru că avem partea masculină care este foarte încântată de acest nou început de asemenea văd aici foarte multă sensibilitate în acest om care această persoană este ghidată din spate de niște emoții foarte puternice chiar dacă inițial nu îți arată mai poate să însemne pentru unii și o veste bună care apare de la o persoană cu autoritate să vedem în continuare mesaje din partea tarotului. Avem un 5 de băte și temperanța. Este posibil ca unii oameni să se opună aici în dorința ta de a fi autentic, de a fi sincer, oameni care nu sunt deschiși în fața schimbărilor. Dar ce văd aici este că vei lupta foarte mult pentru a ajunge la această stare de vindecare, de liniște, de pace. Pentru unii văd și o legătură cu zodia săgetător. Cineva aici se luptă pentru o împăcare, cineva se luptă pentru vindecare, pentru liniște, pentru pace. Poate tu ești gata să elimini acele lucruri din viața ta care nu-ți fac bine. Uite, avem marea preoteasă și cu 5 de monede, ceea ce înseamnă că tu aici mergi să cauți soluții la o problemă financiară, o problemă legată de singurătate, o problemă poate legată și de zona medicală. Mai văd aici, bineînțeles, niște secrete care se pot afla în legătură cu o relație. Unii parcă încercați aici pe cât posibil să găsiți o soluție la această problemă din, din relație. Să vedem în continuare. Doi de monede. Se pare aici că cineva va încerca să te convingă de un anumit lucru. Mai văd că vei fi prins între două situații, două locuri de muncă poate să reprezinte aici și o negociere. Dar este foarte puternică ideea de dualitate, să știi. Poți avea mai multe bucurii aici. Vești care vin din mai multe părți. În continuare. Avem diavolul și șapte de cupe. Este o tentație foarte mare care apare în viața ta, sau um, o persoană care ea îi place foarte mult aici să manipuleze, îi place foarte mult să dețină controlul. Mai văd o persoană care poate avea niște vicii sau niște obiceiuri toxice. Este o persoană care nu vede lucrurile foarte clar. Cineva care se iluzionează foarte mult. Pentru unii, văd și o conexiune cu Zodia Capricorn, dar și faptul că cineva aici este foarte mult concentrat pe planul material, pe bani sau pur și simplu pe, uh, pe o pasiune. Da? Cineva care își dorește ceva aici din tot sufletul. Poate este și cineva care vrea să-ți recapete încrederea, pentru că totuși în final aici văd o bucurie, văd uh, o împlinire, dar pentru care va fi nevoie să lupți. Da? Poate să reprezinte aici și o luptă în legătură cu ideea de încredere. Încredere într-o relație, încredere în tine. Hai să vedem ce spune și tarotul meu, ce mesaje are pentru tine în acest moment. Avem aici o întâlnire cu niște prieteni sau o întâlnire cu niște oameni dragi ție, în cadrul căreia vei afla niște vești bune. Mai poate să reprezinte și o invitație pe care o primești undeva, într-o adunare de oameni. Unii Poate așteptați un răspuns de la o ședință, poate așteptați un răspuns privind o hotărâre importantă. Mai vreau mesaje. Totuși, văd că ai pe cineva alături de tine care este suflet în suflet cu tine. Tu ai niște discuții sincere cu persoana aceasta. Te simți bine alături de acest om. Ai o companie foarte plăcută. Dar avem o persoană vicleană, o persoană cu o inteligență foarte mare și o veste despre un final. În cadrul acestei întâlniri, pe care tu o vei avea, persoana aceasta îți va povesti despre un sfârșit. Sau mai poate să însemne că se sfârșește aici o perioadă de minciuni, o perioadă de falsitate, o perioadă în care cineva nu a fost sincer. Și este ceva legat, uite, de un bărbat mai matur care vine de la drum lung în casa ta sau o persoană care te invită undeva anume. În... Mai vreau mesaje pentru tine. Cărțile spun despre o surpriză cu lacrimi, bărbat matur și te vorbește cineva de bine. Este o surpriză aici care îți va crea ție foarte mare emoții, dar ce văd este că vei fi susținut sau susținută de către o persoană matură din viața ta. Simt aici să transmit că pentru unii parcă aveți pe cineva în viață care va fi demascat sau demascată. Pentru că, uite, văd aici totuși pe cineva care. Suferă din dragoste, sau o dragoste care este bolnavă, care are probleme, care nu este așa cum ar trebui să fie. Avem așa o problemă, boală, bani puțin și supărare, noroc și veste rea. Eu tot simt că cineva este demascat aici. Cineva este demascat în povestea asta. Și această situație clar aduce o schimbare destul de mare pentru casa ta, pentru sufletul tău. Această situație îți aduce realizări, îți aduce bucurii. Mai vreau o carte. Mai văd pe cineva care este foarte autentic, este foarte sigur pe el, este o persoană poate puțin mai dură, care îi place să-și trăiască viața. Poate să fie și o persoană care se simte atrasă de tine, care simte nevoia să se apropie mai mult de sufletul tău. Ultimul mesaj este protecție, încetinire. Omul acesta vrea să te protejeze, omul acesta vrea să te ajute într-o situație complicată. O persoană care ține la tine, uite, e cu iubire, cu stabilitate. Persoana aceasta vrea ceva stabil, doar că vrea să ia lucrurile cumva încet. Dacă ești femeie, poate să fie vorba despre o relație oficială aici, spre o relație importantă. Dar și despre o surpriză pe care o vei avea. Mi se amplifică acest mesaj cum că. Tu aici primești niște vești care vor demasca o persoană. Sunt vești care aduc puritatea, care aduc eliberarea în viața ta. Veștile astea pot veni și de la un inamic, să știi. Este o veste, uite, legată de o călătorie, de o vacanță, o distanță foarte mare. Poate aici cineva de la distanță. Pentru alții mai poate să însemne și că acest dinamic se poate îndepărta. Avem succes, putere, bani, noroc și mireasă, angajament sau soție avem aici. Ok. Este o persoană care poate te pândește din umbră, poate vrea ceva stabil cu tine, doar că vrea mai întâi să se asigure cumva. Dar uite, cărțile spun clar aici de o transformare, de un sfârșit, un nou început, o șansă care se oferă, dar văd clar aici că e ceva legat și de o femeie mai matură, sau este ceva legat și de o femeie mai uh, uh, tristă. Să vedem îngerii romantici și spun. Avem așa copil, iubirea aceasta începe să fie afectată de către un copil. Poate are o legătură cu un mod imatur prin care cineva abordează o situație. Lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutor din partea celorlalți. Apoi avem lună de miere, da, sau un timp de calitate petrecut alături de persoana iubită alături de o persoană dragăție. Și apoi avem chimie, există o puternică atracție, o puternică chimie aici și îngerii îți recomandă să-ți explorezi acele sentimente pe care le ai și mai mult decât atât să le și arăți că degeaba le ai dacă nu le arăți. Niște discuții sincere, văd aici, de la suflet la suflet care te vor ajuta foarte mult în această situație. Niște discuții, niște bârfe, da, pe care le auzi. Cineva îți șoptește ceva. Sunt discuții de destin sau importante. Și avem aici familie, grup și bărbat matur. Deci mi se repetă da, acest mesaj. Afli de cineva și de familia sa niște lucruri. Avem călătorie, vacanță, Triunghi, alegere, deci cineva aici care trebuie să facă o alegere. Și avem o regină de gheață, o femeie dură, rece, asumată. Și din nou, deci este clar aici destinul care intervine. Este o șansă. Este un noroc pentru tine pentru că se întâmplă chestia asta. Un ultim mesaj voi cere din partea acestui oracol pentru tine. Yin și Yang. Precum Yin și Yang, simbolul sufletelor gemene, conține un aspect unul din celălalt, așa sunt și caracterele noastre. Deci aici este vorba despre două persoane care seamănă, două persoane care cumva sunt la fel și îngerii îți recomandă să ți îmbrățișezi această conexiune pe care o ai. Aici ești telepatic da? cu cineva, Da. Deci uh, se repetă uh, acest mesaj cum că destinul vrea ca lucrurile să meargă într-o direcție. Și avem așa sincronicitate. Sufletele menite să fie împreună sunt binecuvântate cu momente de sincronicitate. Apoi avem căsătorie. Căsătoria sufletelor este o uniune divină între. Două părți. Și o surpriză pe care o ai în acest sens. Da? Iubirea este în aer, spun îngerii. Da, eu cred aici că lucrurile vor merge într-o direcție extrem de bună pentru tine. Doar că este nevoie să nu insiști, este nevoie cumva să fii în primul rând tu, să fii autentic, să fii sincer, pentru ca viața până la urmă să fie și ea sinceră cu tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.